Iar în această dimineață, cu o tradiție culinară mai puțin obișnuită pentru poporul nostru, vine regizorul de film Dumitru Grosei, care se află deja aici la bucătărie și ne va povesti mai detaliat ce gătim. Bună dimineața, Dumitru! Bună dimineața! Dăm voie să te salut și să-ți spun un mare mersi pentru că ai găsit timp între plecările tale la festival. Ai găsit aceste două ore de matinal să gătim ceva împreună. Eu am spus că vom găti ceva mai special pentru zona noastră. Ce anume? Păi, eu aș zice că nu chiar, adică are ceva cu tangență cu zona noastră, pentru că eu am lucrat, poate să nu numești bucătar așa de 5 stele, să zic, în Corsica, într-o vreme în care eu m-am lepădat de film, am avut așa o perioadă și vreo 4 ani am lucrat și am descoperit că baza bucătăriei noastre, dacă să dăm la o parte influențele rusești sau din bucătăria evreiască sau care au mai venit la noi tot felul de șubi, de chestii, nu știu ce, noi avem tangență de fapt la bază cu bazinul Mării Mediteranei. Și astăzi eu am să vă pregătesc o mâncare care se numește ratatouille. Ea se pregătește în mai diferite locuri. Este o mâncare mediteraneană, se întâlnește în Franța, mai ales în sudul Franței, în Corsica, se întâlnește și în țările Maghreb, Maroc și alte țări din astea, Alger. Dar eu știu o rețetă așa mai veche din zona Provence, în care toate ingredientele, deci sunt, noi avem vinete, dovlecei, ardei graș de 3 culori, pentru că mâncarea are 3 trepte de apreciere. Prima treaptă este culoarea vizuală. Da, dacă culoarea e frumoasă deja și după aia mirosul, și apoi dacă arată bine, miroase bine, e și gustoasă. Deci, vizual, da. Olfactiv da. Și gustativ. Da. Da, într-adevăr, zici că vine din zona Provansului și aici noi avem legume și verdețuri. Verdețuri văd că sunt în abundență, mai avem și ceva aici. Da, aici avem un amestec de să zic așa, un soi de chestii care se folosesc în Mediterane, un buchet garnii, mai spune, dar deci un pic de pătrunjel uscat, un pic de oregano, un pic rozmarin, oregano mai puțin pentru că el nu e bun pentru digestie în cantități mari. Pe urmă avem cimbru mai mult, pentru că cimbru e foarte, îi mai spun tim, și pe la noi se vinde în felul ăsta. Timul ăsta e un cimbru de munte, cel mai mic, e diferit și el e multianual, da. Sălbatic, e foarte bun pentru sănătate. Avem aici este boia de ardei, avem sare, bineînțeles, piper, făină, da, pentru că și ceapă. Ulei deja este indispensabil în bucătărie. Da. Roșii, am trecut peste toate. Da. 4 ani de zile tu zici că ai lucrat într-un restaurant de 5 stele. Nu restaurant, eu am lucrat la o pensiune unde aveau așa, privată, să zic așa, era, cam pentru 50 de persoane și eu găteam de 2 ori pe zi pentru niște boieri foarte de ăștia care învățați numai cu lucruri bune. Am înțeles. De ce a fost o necesitate a sufletului, nu știu, a gândirii să te lași de film, să mergi să te reconciliezi cumva? Așa să am simțit eu, da. Și plus că, Corsica e o țară așa ca un paradis, foarte frumoasă, m-am refăcut și sănătate, așa mai departe, e foarte frumos. Plus că am vrut să fac altceva decât film. Deja mă plictisesem. Probabil că în perioada... Despre ce ani vorbim? Când 2002-2006, da. 2002-2006, în perioada aceea în Republica Moldova, că eu țin minte, eu eram proaspăt absolvent al Facultății de Arte, Teatru și Film de la noi din Chișinău, 2001 de fapt se întâmpla, și în teatru nu se întâmpla nici atunci foarte mare lucru, cu mite în film. Pentru că filmul... București, eu am plecat din București. De la București, nu de aici. Da, pentru că eu locuisem deja. Eu n-am plecat pentru că nu se întâmpla nimic. Eu chiar făceam film, făceam clipuri. Deci lucrai în domeniu. Da, lucram în domeniu, făceam clipuri muzicale, documentare. Dar până la un moment dat, cam ți se taie de toată această... Mi s-a acrit un pic de lumea asta. Folosim foarte frumos. Mi s-a acrit un pic, dar nu îl folosim în viața de zi cu zi, când deja să ajungem cuțitul la uzi. Mi s-a acrit un pic. Veninul se ridică. Hai să, Dumitru, să trecem. Aici la noi fierbe apa. Pentru ce avem apă? Cam un litru și jumătate. Vreau ca să... Noi putem
punem, da, pe nerăzătoare roșiile astea sau putem să le tăiem cu buleți și cu piele, dar e mai bine să le decojim. Și atunci se folosește apă fierbinte, le ții 2-3 minute, le opărești un pic și ele, coaja se ia imediat și după aia le tai cu bulețe. Pentru ca să facem un pic de bază așa de sos cu ceapa care o să o tăiem. Da, nu avem nevoie de, pentru că coaja este destul de dură și atunci e posibil cum da, să ne bine, strice toată... E mai estetic e... și mai, da, mai da, bine. Da, am înțeles. Bun, după ce ai revenit din Corsica, tu ai învățat să gătești, dezgătești pentru prieteni, pentru, nu știu, pentru echipa de filmare, de exemplu. Nu gătesc. Adică, acum, ultima nu prea mai gătesc. Mi-am învățat soția că ea nu prea știa să gătească, a fost actriță și... Am învățat eu gustul, pentru că eu când am dat examenul ăsta, să zic, la boierii ăștia, eu le-am făcut o mâncare foarte simplă, paste rigatoni cu ciuperci. Și madama a venit și a spus, Ilia Dugu, are gust, și m-a angajat. Ilia Dugu, da, cât de mult contează să aibă gust. Este simplu. Dar în tot ceea ce faci trebuie să aibă gust, indiferent că vorbim de bucătărie atât sau atât mi-a zis, atât. Și după aia eu m-am desăvârșit, eu studiam rețete, chestii, la ei și pe cutiile de chibrituri mai mari sunt tot fel de rețete. Și le mai îmbunătățesc, eu luam mai esența și le mai pitroșiem eu, să zic așa. Am înțeles. Pentru că, Dumitru, pentru că avem acolo vânătă și da. Văd că este destul de sănătoasă, este vânăta da. Noastră crescută da. În condiții eco. Eu am să vă aduc câteva sfaturi sau beneficii despre această legumă, că este o legumă. Sunt deosebit de gustoase, ușor de preparat și pot fi savurate cu plăcere, mai ales în acest sezon. E vorba despre vinetele, legumele cu valoare energetică ridicată, bogate în săruri, minerale și hidrați de carbon. De ce este bine să le consumăm și ce afecțiuni putem preveni dacă le mâncăm cu regularitate? Haideți să aflăm împreună din materialul ce urmează. Da, acestea sunt, sau aceasta este măria sa, vânăta, trebuie să o consumăm în diferite feluri, la grătar sau în bucătărie, undeva călită, la tigaie. Noi aici, împreună cu Dumitru, am început deja să preparăm, am aruncat 3 roșii la cratița aceasta. Da, ca să facilităm un pic, să desprind un pic piele, ca să le putem decoji. Și după aia o să le tăiem cu buleț. În francez, cum ai spus tu că se numește acest proces? Tomat pele. Tomat pele, da. Pele. Scoatem piele de pe tomate. Mai departe, cât se întâmplă acest lucru aici? Că ele sunt parcă nițel, am eu impresia că nu sunt bine coapte. Da. Le-am rupt mai verzi de pe curpănul din curtea... Nu, sunt coapte forțat. Uite, vezi, asta, chestia asta, nu sunt chiar niște roșii așa de calitate. Cineva e un șmecher care le... E cop forțat sau probleme care cu natura, cu multă ploaie, nu știu ceva, dar vedeți... Ceva aici. Este. Da, aici da. Am să fac și o remarcă pentru producătorii, agricultorii autohtoni. Vă rugăm foarte frumos, nu ne mințiți, pentru că în caz contrar o să dăm în bară cu preparatele pe care le... sau mâncarea pe care... Chiar o să ne otrăvim, știi? Da, tu când găteai, mergeai tu la piață la... Da, eu luam pentru că vreau să mai spun o chestie, bine că ai punctat asta. Ești în următoarea pasă, deci tu pui mâna pe... fructe sau da, pe legume. Eu cumpăram, eu alegem tot. Da, un bucătar adevărat așa face. Merge el să aleagă el personal. Ieșim într-o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și vă mai dăm câteva sfaturi împreună cu regizorul Dumitru, da? Dumitru Grosie, bineînțeles, aici la noi la bucătărie ne regizează o mâncare franțuzească. Pauză de publicitate să fie. Inga, la bucătărie se întâmplă minune gustoasă, o minune mediteraniană sau o minune care vine din zona Provansului sau chiar mai bine zis mai aproape de Corsica și noi gătim împreună în această dimineață cu regizorul Dumitru Grosei, cel care știe foarte bine să regizeze și între legume și fructe. Aici noi deja, Dumitru, nu am reușit să facem suficient de multe în această dimineață, da? Avem așa, avem aici, călim ceapa deja. Vreau să vă prezint aici în tigaie și Dumitru are un secret de a cări ceapa și vreau să-l divulgi și celor de acasă. Da, deci când lucram acolo eram foarte ocupat, nu făceam numai bucătării, mai aveam și alte chestii și odată am pus să fac mâncare, am pus să călesc ceapa și am reușit doar puțin să o cing așa și o trebuia să plec și am oprit plita și am dus la altă treabă. Când am venit peste vreo jumătate de oră, ceapa era topită. Și
Și atunci am înțeles care e secretul, pentru că noi moldovenii o ardu, prăjesc-o. Da. Nu-i bună nici pentru ficat, pe urmă ai jigărai, te arde și pentru stomac, pilă, da. Pentru nu știu ce. Dar eu recomand așa, să o încingi un pic și să o lași. Și de vreo trei ori așa, să o încingi, să o lași, să o încingi, să o lași. Da. În trei etape, exact. Cum ar veni. Și, și când te trezești, este topită, efectiv, și e foarte și gustoasă. Am putea să trecem la a doua etapă, pentru că pentru mine este destul de interesant și îmi place să descopăr ceva nou. Uite că în această dimineață am descoperit cum se topește sau cum se crește ceapă. A doua etapă este că unul din secretele care, nu știu dacă mulți îl știu sau nu, rețeta asta pentru ratatouille, care este una veche și originală din zona Provanțului și așa, că toate legumele astea se prăjesc separat, cu făină. Și la urmă se unesc cu ceapa baza călită. Asta, ceapă călită și roșia un pic. Dăm și roșia în undă. Sigur, da, se face un soi de sos, așa puțin. Aici avem, deja este călit. Și noi putem să trecem la următoarea fază, să prăjim. Dar aici probabil ar trebui să lucrăm ca în orchestră, în două, în trei mâini. Da. N-ar fi mai simplu? Ar fi. Și atunci, Dumitru, dacă o să facem sigur. Eu o să fac nițică gălăgie aici, regizorul de la sunet, vă rog să mă scuzați. Dar și vreau să mai spun o chestie. Noi acum nu am reușit să facem treaba asta, dar vânăta și, fiindcă are mult apă, cum spuneați, e bine ca să o pui pe o chestie inclinată sau pe o sită din asta mai mare și să se scurgă. O ții 20 de minute, o dai cu sare și o ții după ce ai tăiat-o. Pentru că odată cu apa asta iese și un soi de amărăciune așa care nu e prea bună. Da, pentru că ea este foarte bogată în iod sau în ce. Da, nu e nici la gust așa de bună amărăciunea asta, nici pentru sănătate, să zic așa, în cantități mari, iar ea conține chestiile astea. Bine, acum tu te descurci foarte bine cu legumele pe care le călim, așa. Ai obținut un succes de curând, un succes ca și regizor. Tu promovezi cultura și valorile noastre naționale. Încerc. Ai revenit de la un festival care a avut loc în Zlatna. Zlatna. Festivalul care se află la a șasea ediție, un festival etnografic. Noi, dragilor, avem pregătit un material video, un promo a acestui film, un teaser a acestui film. Vreau să-l vedem, după care o să discutăm mai multe cu regizorul Dumitru Grosei, care aici gătim ceva foarte frumos. Mai adăugat un pic de ulei, pentru că vânăta suge. Da, ea suge. Da, trage vânăta. Da. Haideți să vedem video, dragilor, să vedem. Acesta a fost teaserul oficial al acestui film, Călăraș, un ținut la poarta Raiului. Regizorul sau cel care semnează regia este Dumitru Grosei, aici în bucătărie care se află. Dumitru, despre ce este acest film? De ce ți-a venit ideea să promovezi Călărașul sau să promovezi acest ținut? Păi, în primul rând, n-am avut, ca să zic, o idee așa specială pentru Călăraș, dar eu știam zona asta că e frumoasă, oricum e zona de Codre, dar am avut o invitație din partea unei case de producție mai noi, mai tinere, cu un tânăr producător, Arcadi Plăcent, care mi-a zis că, uite, vreau să fac așa un film și i-am spus, dacă fac, eu nu fac filme pur și simplu de prezentare așa de
casă amatoricești, dar am să fac un film. A, film de dragul filmului, serios, pentru că se întâmplă la noi, că și se face... Am fost și am discutat cu Consiliul Raional Călăraș, care erau rămas foarte entuziasmați de ideea mea și au avut încredere în mine, în special domnul Dumitru, am scap acum familia care este în soi de ministru al culturii din Ținutul Călărașului, și chiar s-a implicat foarte mult și așa am început încet, încet astă vară și am terminat în toamnă filmările propriu-zise, după care am făcut postproducție. Da, cam, acum în august am terminat sunetul și tot. Eu, din teaser, din ce am reușit eu să văd în acel teaser, actorii sunt profesioniști sau sunt oameni sat? Oameni din sat, da, da. Oierii din sat, cetățenii din sat, care ei au fost de acord să participe în acest film. Asta au fost, da, oameni. Simpli. Se întâmplă lucruri frumoase, dragilor, și în Republica Moldova și, da, prin intermediul regizorilor încercăm să promovăm cultura acestui neam și tradițiile, pentru că le avem de secole, credeți-mă. Și cum au reacționat oamenii atunci când te apropiai de ei și ziceai că vreau să filmez, hai să cânti la fluier, să faci asta, să faci aia? Foarte bine, cu mult entuziasm. Au adus cu ei tot ce trebuia. Inventarul acolo de acasă. Da, au venit și cu inventarul de acasă, cu fluiere, cu oi, cu tot ce vrei, cu bucate, cu o tăiat și oi acolo, că avem niște momente cu haiduci în pădure, au adus butoaie de vin, deci cai, chiar sunt acolo și tineri și fete, erau vreo două fete care călăreau. Deci toți sunt din sat. Eu mă gândeam sat, că sunt călăreți profesioniști. Nu, sunt din satele de prin prejur, nu sunt din sat. Că nu e numai un sat, deci vreau să spun că au participat foarte multă lume, cam în jur de vreo 300 și ceva, 400 de oameni, din diferite sate, acolo sunt mai multe sate care sunt în filmul ăsta, grupuri folclorice, oameni pur și simplu, casa părintească, doamna Popa, cred că ați auzit dumneai. Da, noi am făcut merită, câteva subiecte și despre Călăraș sau despre satele din Călărașului. Este un personaj principal, care e naratorul în film. Doamna Popa, care e de acolo, din zonă, ea povestește istoria Ținutului și... La festival, că tu ai participat, ăsta nu este primul festival la care participi cu acest film, este al doilea. Al doilea, da, cu acest film, al doilea și al doilea premiu, deci... Da, a doua participare, al doilea premiu. Da, cam așa s-a întâmplat. Felicitările noastre pentru acest succes la acest festival care a avut loc la Zlatna, unde ai luat premiul mare pentru acest film. Da. Cum ai fost primit? Foarte bine. Tu aveai relație acolo? Pentru că știi că la moldovenii, dacă nu ai un cumătru undeva în juriu acolo, eu n-am avut relație. Fără, ai evitat aceste chestii? Păi, sau nu ai avut cum? Cum să am? Asta e la vreo 650 de kilometri. Pe cine să cunosc eu? Am înțeles. Și a fost votat unanim... Da, așa mi-a spus la un moment dat că, de fapt, pentru că selecția asta a fost pe mai multe etape, așa, un soi de structură olimpică de selecție. 700 și de filme au participat. Da, prin eliminare, da, au fost mai multe etape, s-au ajuns în semifinală, după care finală și la final au rămas vreo 20 de filme, din cele mai bune, de prin toată lumea și ei au zis că pe parcursul selecției deja s-au gândit să dea marile premii, pentru că așa le s-a felicitările noastre. Da, Dumitru Grosea este cel care a venit cu premiul mare de la un festival etnografic. Da, lumea încet, încet, Europa sau restul globului pământesc află despre noi și despre tradițiile noastre. Noi aici gătim ceva gustos, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim tot la matinalul O Nouă Zi. Hai să vină peste noi publicitatea. Da, mâncarea este gata, buna dispoziție este la locul ei și să știți că aici și talentul plutește în bucătărie, pentru că această mâncare franțuzească sau corsicană ratatouille a gătit-o nimeni altul decât regizorul de film, Dumitru Grosei. Dumitru, la noi totul este gata, este curat, da. Totul a fost filmat. Acum urmează să vedem postproducția sau să gustăm, să luăm și... Tu ești mulțumit de ceea ce se află acolo? Mulțumit, da. Îmi dai voie să ridic eu sigur, capacul? Sigur. Doamnelor și domnilor, atenție! S-a văzut și cromatica. Aurul. Da, avem aici culorile toamnei. Eu am să folosesc această... Da, putem să vedem așa. Culorile se vede. Da, perfect. Perfect. Vedeți, avem aici și galben, și roșu, și verde, și vânăta cea care este benefică pentru sănătate. Are o culoare superbă.
Te rog să faci tu plating-ul, Dumitru. Sau mai așteptăm niță? Poți să faci și tu. Nu, că eu deja, uite, am luat, așa am luat și mănânc deci, okay. Că nu sunt băiat rușinos, că așa m-au învățat părinții. Da, dacă vrei să ai, trebuie să ții. Să ai îndrăzneală. Până una alta, până o să gustăm, pentru da. Că trebuie să se mai răcească deja, pentru da. Că eu am reușit să mă frig de nenumărate ori aici la bucătărie, la fel din lipsă de timp și vroiam să iau proba să gust despre filmul autohton. Da. Pentru că el a plecat în istorie, filmul nostru autohton, și cu Moldova Film sau cu ce era atunci în coproducție, Mos Film, Moldova da. Film, s-au filmat și filme cu România. Astăzi, în secolul 21, tu ca și regizor de film, care ai plecat din domeniu, după care ai revenit în domeniu, cum ți se pare? Că încep parcă să se miște nițel lucrurile la noi, viziunea mea, părerea mea? Încep. Uite, eu am să pornesc de la o întrebare care să o adresez ție, că tu ai absolvit școala asta de academie asta, așa, de film, teatru și film. Ce? Da. Și scrie că ești actor de teatru și film. Ați făcut vreodată cursuri de film? Nu, nicio zi, nicio clipă. Deci asta, noi avem foarte mari probleme, mă rog, atunci s-au învățat cu Uniunea Sovietică, nu știu ce, iar teatru și film sunt două lucruri diferite. Total diferite. Este acolo așa o secție, sunt niște profesori, nu știu ce, dar nu există, deci noi avem trei probleme. Una este baza academică, studiu, organizat așa cum trebuie, ca în toată lumea, cu o metodologie de lucru. Curicula sau programul tot ce, de învățământ. Da, adică o metodologie, ce înseamnă, adică metodă. Un profesor trebuie să aibă o metodă, te ia de aici, te aduce aici și tu știi ceva să faci. Dacă nu ești geniu, nu ești Tarkovski, dar măcar știi să faci un clip foarte profesionist, un film, o comedie sau ceva, un serial, ca să mănânci o bucată de pâine, să-ți faci meserie, cum ar să fii meseriaș. Iar dacă mai e ceva de la Dumnezeu turnat încă din copilărie, atunci devii Tarkovski sau un nou altceva mai interesant, care revoluționează limbajul și așa, dar fără baza asta nu poți asta să faci, pentru că și a doua componență e industria. Dacă tu n-ai învățat cum să lucrezi în industrie, n-ai cum să lucrezi în noi. Noi nu avem nici una, nici alta și mai este o a treia distribuție. Deci acestea sunt lucruri, n-avem cinematografie, n-avem un sistem de distribuție, n-avem distribuitori, nu suntem în relație cu distribuitori mari internaționali. Pentru eu de pildă, noi facem zile filmul românesc și mă lovesc de următoarea chestie, că aducem cele mai noi filme românești, care multe sunt cu distribuitori internaționali foarte serioși. Apreciate și, la nivel da, internațional. Și când vrei să-l ceri pentru Moldova, Moldova nu există pentru ei ca țară de distribuție. Dar nu este o noutate, Dumitru, nu, stai nu, este băgată la pachet cu fosta Uniunii Sovietice. Deci așa, ca și cum așa. Noi deja încă suntem acolo și tu trebuie să cumperi, să plătești pentru ca să el îți dă distribuție pentru toată Uniunea Sovietică. Da, fost spațiu sovietic. Iar ei nu trebuie decât pentru Moldova. Adică sunt foarte, foarte multe probleme de genul ăsta și tot ce se face acum sunt niște încercări, bâșbâieli, cred că o să mai dureze vreo 5, așa, 10 ani. 5 ani? Până să vă așeza. Asta îmi spunea un regizor prin 99-2000, că, da, reformele astea în cinematografie și în teatru o să mai dureze vreo 4-5 ani, Victor, mai ai nițică răbdare, au trecut 18 ani de atunci și mare lucru nu s-a schimbat. Noi foarte multe puncte în legislație le avem încă din perioada sovietică sau care au fost trecute în perioada renașterii 92-93-94. Dumitru, te rog frumos, hai să facem plating-ul, pentru că eu am să trec în partea aceasta, aici. Avem aici pregătite deja furculița și cuțitul, tacâmurile, care sunt indispensabile. Poftim. Da, îmi dai voie să te... Și puțin așa... Mărar, pătrunjel, astea sunt verdețurile... Da, verdețurile care dau un pic de... Nu, din Provence au fost uscate, le-am pus. Acelea uscate. Putem să spunem că am gătit în această dimineață cu un pirat din Corsica? Corsican? Nu, cu un pirat moldovean. A, cu un pirat moldovean care a făcut studii în bucătărie pe malurile corsicane. Da, hai că am zis-o și uite, pe aceasta. Uite, vezi, mi-am pus mai mult. Foarte bine, pentru că noi știm că... Întâmplător, nu sunt... Dacă dai
ai, n-ai, e și vorba aceasta. Dragilor, în această parte își face, nu? Corect. În această dimineață am gătit împreună cu regizorul de film, cu cel care a venit acasă cu un premiu foarte important de la un festival, la fel de important, festivalul etnografic, premiul mare pentru un film de promovare, Călăraș, un ținut la poarta raiului. Da. Felicitări. Mulțumesc. Pentru această realizare. Abia aștept să încep și o altă lucrare. Dumitru Grosei se numește, este regizorul care cu siguranță va mai veni în platoul nostru o nouă zi. Dumitru, mersi foarte mult. Dăm voie eu să am să gust o bucățică de aici, că totuși... Să gust și eu, să văd. Ia să vedem. Deci, ce am comis? Da. Merge, este, am, da? Este, am pus-o de parte. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat atenție timp de 2 ore, de la 7 la 9. În această dimineață v-am convins încă o dată că avem grijă de voi, cei de acasă, venim cu sfaturi utile, cu oameni frumoși, cu oameni talentați care ne reprezintă țara și cu oameni care ne fac viața mai frumoasă.